Thank you.
anul 1942 eram elev în clasa a doua a școlii de arte și meserii din Văsie. Și atunci școala pregătea specialiști calificați pentru satele din jur. La inițiativa profesorului Manoliu și a primarului din sat Bodeanu, dacă nu greșesc, s-a hotărât ca elevii din atelierul de tâmplărie, sub conducerea profesorului Manoliu, să facă o troisă. Și atunci, în Basarabia, la răscruci de drumuri, erau instalate răstigniri. Iar în România, dincolo de Prut, adică atunci totuși era România, erau mai mult troițe. Și iată, noi elevii, sub conducerea profesorului Manoliu, am făcut această troițe. Eu îmbrățișasem arta sculpturii în lemn. Și de aceea toate lucrările de sculptură a troisei mi s-au încredințat mie. Profesorul făcea desenele, era un mare profesionist în desen. Iar eu cu dălpsile, cu dalta, lucram în lemn. Chiar directorul școlii, observând lucrările asupra troiței, într-o bună zi m-a tipărit pe spate. Eu am prins curaj și mai mult. Această troiță a fost gătită în luna martie 1943 și a fost inaugurată, adică aranjată, la bifurcarea drumului principal din Văsie, care vine din spre satul Manoilești. Un drum aici pornește spre satul Ulmu, alt drum spre Dahnoviș și Stolniceni. La această răscruce a fost instalată această troiță de o mare frumusețe. Pe atunci, la temelia, la așa monumente, într-un vas de sticlă, se introducea o listă în care erau scrise familiile ctitorilor, adică acelor oameni care au participat la aceste evenimente. Eu n-am știut de lucrul acesta, însă am aflat aproape peste 13 ani, dacă nu mă înșel, că alături de familia profesorului Manoliu era și familia mea. La inaugurarea troisei au participat mulți sădeni, primarul satului, dacă nu greșesc, Bodeanu, direcția școlii, profesorii
elevii școlii. Aici eu am recitat și o poezie scrisă de poetul român ortodox Vasile Militaru. Dacă se poate, pot să o recit. Sigur. Poate că va fi Lisandru, poate că va fi Căli. Sus pe deal, în revărsatul zorilor de primăvară, un moșneag cu chica albă a plecat pe plugui are. Dar în timp ce se răstoarnă brazi de lungi cu maci și în albă, fierul plugului deodată saltă în sus o hârcă albă. Boii se opresc pe brazdă fără ca nimeni să-i oprească, iar moșneagul ars ridică hârca albă omenească. O privește lung moșneagul, lacrimile în genii vin. Nu cumva ea lui Lisandru, nu cumva ea lui Călin. Doi flăcăi a avut bătrânul și căzut au amândoi, fără să se știe unde, jertfă marelui război. Că pe aici a fost războiul, ca nici unde și nici când, tunuri de mânioase au bătut 3 luni la rând. Sus pe deal în revărsatul zorilor de primăvară, o troiță străjuiește țărina unui vechi mormânt, unde stă și odihnește os din trupul unui sfânt. Am observat în lacrimi, în ochii asistenților la această inaugurare, mai ales a mamelor, a femeilor, lacrimi, deoarece mergea al doilea război mondial. Multe din ele aveau ficiori bărbați pe linia frontului. Cu aceasta s-a terminat și am putut afla despre unele secrete abia în anul 1949, iarna, când un lucrător a ocolului silvic din Văsieni, întâmplător venind în Ciuciuleni, făcând cunoștință cu mine, a aflat despre familia mea. A stat, s-a gândit, apoi m-a întrebat: ați fost cândva în satul Văsieni? Am răspuns: am fost. Chiar am învățat acolo. Știți ceva despre troița din sat? Știu. Chiar am luat parte la facerea ei. Dar despre aceea că figurați într-o listă, dintr-o sticlă găsită la fundamentul, la temelia troiței, știți? Eu am răspuns: despre troiță știu, dar despre listă nu știu nimic. A trecut nu mult timp și eu am fost chemat la Sovietul Sătesc de o persoană, un ofițer. Am înțeles eu că era căgăbist, un major, însă știa bine moldovinește, cu accent însă se vede că era de dincolo de Nistru. Și mi-a pus câteva întrebări. Ce știu despre troița din Văsieni? Am răspuns că am lucrat la ea. Dar despre aceea că ați fost în lista ctitorilor, cunoașteți? Nu știu nimic despre aceasta. Câți ani aveți atunci? Eu am răspuns:
nu împlinisem 14 ani. Dumnealui a înțeles că are în față o persoană care în 1942 era un minor. Și m-a sfătuit să-mi caut de lucru, să nu mă deranjez, că spunea dumneavoastră, în timpul acesta, acela era un minor. Cu așa s-a terminat istoria și poate că mă mai chemau, însă nu peste mult timp, în aprilie 1950, am fost luat, încorporat în armata sovietică. Despre aceea mai mult nu știu. Mă gândeam pe urmă că în acele timpuri, după câte citeam, exista în Uniunea Sovietică o grupă numită PKM, Partidul Comunist Molodov, Comunistica Partia Molodov, unde mulți tineri de vârsta mea, 16-18 ani, erau în lagările din Siberia. Pe data de 6 iulie, în noaptea de 6 iulie, au fost pus pe plan deportările. Pe noi ne-au pus în lista asta a deportărilor. Știau părinții despre lucrul acesta, dar totuși, fiindcă eu eram copil mic, de o lună și jumătate născut, tata o lăsat-o pe mama cu 3 copii. Eu eram cel mai mic. Cu gândul că n-a să ne deporteze, că sunt copil mintel și a să ne, cumva, să ne ierte, n-a să ne deporteze. Da, planul a fost invers. A venit în noapte și ne-a deportat. Tata și cu fratele cel mai mare, văzând una ca asta, o fugit. S-a dus pe câmp. Dar pe noi, mama și pe aici trei frați, pe mine de brață, ne-au luat și ne-au suit în mașină și ne-au dus la Bucoveț, la stanția Bucoveț, la tren. Acolo erau familii, mai multe deportați, mai mulți oameni, familii. Și ne-au suit în vagoane. Ne-a dus în Siberia, în regiunea Tiumeni. Acolo, în Tiumeni, am trăit 2 ani de zile numai cu mămica și cu aceștia frați. Pe urmă, văzând tata că pe noi nu ne dă drumul, a venit de binevol după noi. A venit în Siberia. A venit, s-a aranjat la lucru, la tăiet păduri, împreună cu mama. Eu, fiind mitel, mă încuia în casă. Frățuorii ești mai mare, doi, se duceau la școală. Dar școală nu era cum spuneam școli. Era pur și simplu o cameră, o comnată acolo și erau învățători și preda lecțiile. Dar eu eram încuiat în casă, toată ziulica. Grădiniță n-am avut, nici nu știu, nici n-am văzut-o.
Mama și cu tata erau la tăiet pădure, la lucru. Sara ne adunam și petreșeam de-amul timpul de familie. Peste vreo câțiva ani, nu țin minte bine, poate că peste 4 ani de zile, fratele este mai mare care el a fugit, l-a luat și pe dânsul la chipurile la armată, dar asta era un fel de FZO, tot la lucru îi trimite. Și a chicat prin regiunea aceea, prin Tiumeni. Amuia, eu cum eram închis în casă, încuiat, singur, a venit la ușă și băte, să-i dau drumul. Eu îl întreb, cine ești? El îmi spune, fratele de la Moldova. Eu îi răspund, zic, eu așa frate n-am, frații mei doi sunt la școală, dar așa frate din Moldova eu n-am, nu știu de dânsul. El a început a plânge și mă ruga, dă-mi te rog drumul, Colea, dă-mi te rog drumul, că eu sunt fratele tău de la Moldova, cel mai mare. Eu văzând așa că el se roagă, i-am spus, e cheie sub tot chiatră de jos acolo de lângă ușă, e cheie și discuiu, că era la cată pe din afară la ușă. El a discuiet și a intrat. M-a luat în braț, a început a mă pupa, a plânge și întreabă, unde sunt părinții, mama, tata, zic că sunt la lucru. Ei, acolo o vecină ruscă, a văzut lucrul ăsta, a tras o fugă la părinți și i-a dus acasă, de la lucru. A dus acasă, de-am început toți a plânge, a se văicăra. O stat fratele undeva vreo 4 zile, tata îi spune, măi, tu trebuie să te duci de aici, pe tine să nu te caute. Și i-a dat bani, l-a hrănit, din șor l-a mai îmbrăcat, era iarnă, era fric, și l-a trimis. L-a trimis acasă, a venit aici în Moldova, la bunica, el trăie la bunica. Casa noastră era dată la stat și el trăie la bunica. După asta tot am trăit noi acolo 8 ani de zile. Trebuie să mă duc la școală, în clasa 1. Clasa 1 eu am pierdut-o, m-am dus de 8 ani de zile, un an de zile am pierdut. Erau friguri, erau umăt mare și nu mă putem duce la școală. M-am dus de 8 ani. Am învățat 2 clase. Pe urmă a venit ordin că să venim acasă, de-am ne-a liberat. Am venit acasă în Moldova, ne-am oprit la bunica cu traiul, eram toți, toată familia eram la bunica. Fratele cel mai mare s-a căsătorit, s-a mutat la casa lui. Noi am rămas 3 frați, părinții și cu bunica. Era greu de trăit într-o casă veche și familie mare. Tata adunase o leacă de rubli de la Rusia, de la lucru, a cumpărat o casă, se vinde aici o casă, a cumpărat-o. Noi ne-am mutat în Trânsa și am trăit. Am trăit până și m-am dus la armată, la slujbă. După aceea la armată m-au învățat niște ofițeri, i-am povestit și eu durerea mea. M-am învățat și ne-am făcut niște documentații. Ne-au ajutat mult tare ofițerii și am trimis acasă aici. Cu aceste documente, tata a scos locul și casa. Da? Chipurile nu l-a scos, dar l-a cumpărat. Era pusă pe balanțul Selsovetului, a primăriei era pusă casa, gospodăria noastră. Și totuși o cumpărat cu un preț mai redus, așa, mai mic. Pe urmă, eu am venit de la armată, am mai flăcăit o leacă și m-am căsătorit. Cum vedeți, că ne-am făcut și casă, totuși în ograda noastră, de unde m-a deportat, acolo și m-am întors înapoi la locul meu de naștere. La primul copil, la naștere, mama întreuna tot plângea, se uita la mine și tot plângea, dar eu nu întrebam ce durere are și poartă e
în sufletul ei. Și când am avut primul copil, fetiță, e mi-a spus vă două cuvinte. A zis că să iei seama de copil.